Bună ziua tuturor! La asistența prietenilor, amicilor și cursanților m-am hotărât să sfășor un curs timp de o săptămână pe tema uh, dezvoltarea personală. Ce este dezvoltarea personală cu adevărat din perspectiva matematicii vieții, de exemplu? Care sunt abilitățile lui 1, lui 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9? Pornind din uh, considerația că omul este o ființă psicoenergo-informativă deschisă, cuprinsă între 0 și 9 și tot ce îi se întâmplă lui în viața atât plăcut cât și neplăcut, este interacțiunea dintre cifre și raporturile dintre ele, deoarece ele guvernează viața. Ce capacități pot fi dezvoltate și ce capacități nu? Care trebuie dezvoltate primile și care nu trebuie dezvoltate, deoarece ele apar cu de la sine putere după ce o anumită capacitate este suficient de dezvoltată? Care sunt instrumentele de care ne folosim în ceea ce se numește dezvoltarea personală și cum măsurăm că o capacitate este suficient de dezvoltată sau nu este dezvoltată de loc. Viața este permanentă într-o schimbare și ne aduce nouă se întreagă de noutăți, de înnoiri și de schimbări sau transformări. Iar nouă capacitățile noi ne cer de la noi ca tot permanent să ne înnoim, să ne schimbăm și să ne transformăm în vederea atingerii scopurilor noastre, de zi cu zi sau pe termenii mai îndelungate, în această viață care se află în permanent schimbare și transformare. Vă aștept cu drag pe toți timp de o săptămână seara de seară să aflăm ce este cu dezvoltarea personală, Matematic vorbind, din perspectiva matematicii, veți ce este posibil ce nu, în ce măsură, care sunt riscurile pe, în procesul dezvoltării personale, dar și care sunt bucuriile pe aceeași cale. Va fi un curs nu foarte ușor. Și pentru mulți, probabil va fi neplăcut, deoarece se vor spulbera deodată o serie întreagă de iluzii, o serie întreagă de uh, idei care să nască din lenivia omului, din dorința lui de a atinge succese remarcabile cu cheltuieli de energie mentală, fizică, bioenergie minimă, adică de a de a atinge rezultate maxime cu cheltuieli de energie minimă sau cu eforturi minime. Ceea ce uneori în anumite procese cu adevărat este posibil, iar altă dată în alte procese nu este posibil să obținem rezultate mari cu cheltuieli de energie și orice alt fel de efort minim. Vă aștept cu drag pe toți!